Salutare, salutare! Revenim cu un nou video în periplul nostru prin România și astăzi am ajuns în municipiul Reșița. Suntem în atracția principală a acestui orășel de munte din Valea Domanului și anume Muzeul Locomotivelor pe Abur. Un muzeu în aer liber, unde sunt expuse cele mai vechi locomotive care au fost în folosință pe căile ferate române de mult, de foarte de mult. Deci toate sunt pe Abur. E un parc foarte frumos, un pic așa ca o mică observație, nu prea îngrijit ca și buruiană, cam crescută pe aici și netunsă, dar nu asta e important, doar exponatele pe care vi le prezint și dumneavoastră. De exemplu, această locomotivă este fabricată la Combinatul Metalurgic din Reșița în 1955. Combinatul de la Reșița a fabricat 261 de astfel de locomotive între anii 1946 și 1961. Deci, locomotive care au fost sunt aici expuse și locomotive care au fost fabricate la fabrica de locomotive de aici din oraș. Uitați aici, viteza maximă era 80 km la oră. Ele aparțineau de depoul Dej. Da? Uitați, aceasta avea o cantitate de apă de 26 de metri cubi și cărbune 8 tone pentru a putea să fie folosită și să propulseze o forță pentru a trage și vagoane după acestea. Uitați, în față avem o locomotivă cu Abur fabricată în România, tot aici la Reșița, în anul 1872. Vă dați seama, 1872 are aproximativ 150-151 de ani, dacă am socotit bine. Deci, o vechime extraordinară. Frumos. E interesant acest muzeu în aer liber. Ia uitați aici, mai avem o locomotivă fabricație 1944. Astfel de locomotive au fost doar 6 construite. Rolul lor era de a remorca trenul și a executa manevre în incinta amenajărilor industriale cu specific forestier. Deci era doar pentru local, pentru tracțiune, să tragă vagoanele care erau încărcate cu lemn. Deci nu erau folosite pentru altceva. De aia și de capacitate mică. Viteza maximă 30 de km la oră. Un bazin de apă de 3,9 metri cubi, deci mai mic. Mult mai mică. Aici mai avem o locomotivă care este denumită Principesa Elena. Are aici și o descriere, să vedem ce spune și care a fost rolul ei. Deci fabricată la uzinele de fer și domeniile din Reșița S.A., număr de fabricație numărul 2,
Anul fabricației 1925. Deci, Principesa Elena, a doua locomotivă cu abur construită pe teritoriul României Mari. A fost scoasă din funcțiune în 1970. Deci aceasta a fost scoasă în 1970. Și a fost casată anterior. Da, deci, vă dați seama, are peste 50 și ceva de ani de când a fost scoasă din uz și fabricată acum aproximativ 100 de ani. Da, cam în mare, cam acesta este parcul locomotivelor cu abur din municipiul Reșița. Deci dacă treceți, este la vedere chiar în zona industrială, la intrarea în municipiul Reșița. E, oricum, e interesant. E interesant. Ca atracții în zonă ar mai fi pentru cei care vor să practice sporturile de iarnă. În apropiere se află stațiunea Semenic. Alte atracții nu prea sunt. Orașul, municipiul Reșița, a fost un oraș, unul dintre cele mai importante orașe din această zonă, deoarece aici a fost combinatul siderurgic de la Reșița, un combinat foarte mare care, din păcate, nu mai este în ceea ce era înainte. Și zona lasă de dorit, deoarece forța financiară a fost diminuată datorită închiderii combinatului. Cam atât din municipiul Reșița. Deci ne vom deplasa în continuare către Timișoara și ceea ce vom găsi pe traseu și vom vizita o să vă prezentăm și dumneavoastră.